fratele Victor, fratele Ciula, fratele Olbi, soția fratelui Olbi, soția fratelui Ciula, alți frați și surori din biserica noastră care au cucerit mulți ani de viață și pentru care fiecare zi este o victorie și în același timp și o povară. Te rugăm să-i binecuvintezi, să le dai putere, să le dai sănătate. Te rugăm pentru cei care sunt bolnavi la pat. În numele Domnului Hristos te rog să-ți aduci aminte de sora Gabriela. Binecuvintează, Doamne, sufletul ei și trupul ei. Binecuvintează-i familia, întărește-o și dă, Doamne, mângâiere și sănătate. Binecuvintează-o pe podii. Dă-i, Doamne, înțelepciune. Dă-i, Doamne, putere să treacă peste durerile sufletești pe care le are și să poată să-ți mulțumească că pentru încă o dată ai fost cu ea. Adu-ți aminte de alți frați și surori din biserica noastră cărora le este greu. Îndură-te de ei, Doamne, într-un chip vrednic de numele Tău. Dacă situațiile prin care trecem țin de pocăință, ajută-ne să ne pocăim. Dacă sunt alte condiții, Doamne, dă-le la o parte și fă, Doamne, ca poporul Tău să simtă că îți aparține Ție. Îți mulțumim că ne asculți, rămâi cu noi și fii lăudat în veci. Amin. Amin. Dragii mei frați și surori, dragi tineri, vă spun cu drag bună seara și fiți bineveniți la biserică. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a purtat de grijă și îi mulțumim că în această seară, prima seară de rugăciuni din anul acesta calendaristic, este un dar de la Dumnezeu. Așa cum a fost și ultima seară din săptămâna cealaltă, o seară pe care ne-a dorit-o Dumnezeu ca să o petrecem la biserică. Aș dori cu această ocazie să mă conștientizez pe mine și să vă conștientizez pe voi despre un lucru important din viața aceasta. Sigur că noi ne-am obișnuit nu să zicem, ci să trăim cum era o zicală când eu eram copil. Probabil că există și acum. Zicala era așa: până nu văd, nu cred. Și când noi, între copii, ne spuneam ceva, mă rog, celălalt răspundea obraznic sau eu, până nu văd, nu cred. Noi nu folosim expresia aceasta, dar o trăim. Noi nu credem că Dumnezeu va răsplăti după faptele oamenilor. Nu credem. Și trăim pe baza zicalei, până nu văd, nu cred. Dar când vom vedea că Dumnezeu răsplătește pe baza faptelor oamenilor, nu vom putea schimba nimic. Noi nu credem că Dumnezeu ne cunoaște cugetul și motivațiile pentru care facem anumite lucruri. Pentru că trăim pe baza zicalei, până nu văd, nu cred. Dar când va da Dumnezeu un vileag cugetele noastre, care au fost protejate de zâmbetul nostru și de vorbele noastre frumoase, atunci nu vom putea schimba nimic. Fericiți sunt oamenii care nu văd și cred. Pentru că oamenii aceștia își pot schimba viața. Mi-aș dori
în anul 2016, ca cea mai mare lucrare misionară pe care să o faceți voi, care sunteți prezenți. Nu mă interesează niciunul din cei care lipsește. Mi-aș dori ca voi, care sunteți prezenți, în anul 2016, să faceți un singur lucru, să vă schimbați. Dacă veți face asta, va fi cel mai frumos an evanghelistic din cariera Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Dacă nu, va fi cum a fost și până acum. Aș vrea să citesc câteva cuvinte printre primele pe care le vorbește Dumnezeu cu omul. Nu primele, printre primele. Și din ele să vă dau în calitate de păstor câteva sfaturi pentru 2016. Nu pentru alții, pentru tine care ești aici în bancă, fiecare cuvânt este ales pentru tine. Și socotește ca un har că ți se poate face această favoare. În Cartea Genezei, la capitolul 3, capitolul 4, avem notate câteva cuvinte sau, dacă vreți, un scurt dialog pe care îl are Dumnezeu cu unul dintre oamenii care locuia atunci pe pământ. Este vorba de Geneza, capitolul 4, versetul 7. Scriptura spune așa: nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Amin. Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dacă înveți bine, îți dă 10. Dacă lucrezi bine, îți dă prima. Nu? Dacă te comporți frumos, ți se mulțumește. Nu-i așa? Zice Dumnezeu. Dar dacă faci rău, nu ți se întâmplă rău, ci răul stă la toate ușile de intrare la tine. Și cum s-a deschis o ușă undeva, dă buzna în casă la tine. Deci dacă faci rău, trebuie să stai tot timpul cu ușile închise. Trebuie tot timpul să suspectezi că ai lăsat undeva un geam deschis și intră la tine. Trebuie tot timpul să fii cumva stresat că, vai, dacă chiar acum dă buzna. Nu? Și dacă în starea asta birui, poți ajunge în situația din tâi să fii bine primit. Poate. Mesajul din seara aceasta are ca titlu următoarea sintagmă, pe care, dacă o ții minte, te va feri de multe necazuri. Dacă o uiți, nu scapi, indiferent cât de sigur ești pe tine în seara aceasta. Sună așa: și ție îți va veni rândul. Repet, și ție îți va veni rândul. Vedeți, noi oamenii reacționăm foarte ciudat la același tip de lucruri.
Dacă, de exemplu, este război în Afganistan și auzim că armatele rusești, ce știu eu, sau americane, au omorât nu știu câte sute sau mii de oameni de acolo, de ăștia fundamentaliști și nebuni, zicem în capul nostru, bine l-au făcut. Poate. Dar dacă auzim că armatele americane sau armatele rusești omoară câteva sute de oameni sau câteva mii de oameni în Reghin sau în Târgu Mureș, avem o altă atitudine. În consecință, noi când avem atitudini față de anumite lucruri, nu le avem în raport cu o onestitate interioară, ci în raport cu o conjunctură. Dar, oricât de bine ne-am chipzuit și oricât de bine ne-am regizat viața, și nouă ne vine rândul. Deci nu uita, în anul 2016, și ție îți vine rândul. Zice aici Domnul Dumnezeului Cain așa, nu-i așa? Dacă faci bine, bine vei fi primit. S-ar putea să fii angajat la o firmă și să vezi că colegul tău care face aceeași muncă pe care o faci și tu, lui se vorbește mai frumos, lui se dă zi liberă de câte ori cere, lui se dă pachetul de primă mai mare și tot timpul este răsfățat. Și tu tot timpul ești împins mai deoparte, se vorbește mai rău cu tine, primă la primă ești sărit. Da, nu dispera. În 2016 și ție-ți vine rândul. În ce condiții? În condițiile în care faci bine. Și ție-ți vine rândul. S-ar putea să ai o firmă sau o secție și când te uiți peste gal la firma cealaltă, să vezi că la ei se duc tot mai mulți clienți și la tine tot mai puțin, să vezi că el își înnoiește toată infrastructura și la tine începe să cadă, și așa să stai să te gândești, să fii așa ușor neîncrezător, să zici cum se poate că tot acolo merg apele și nu vin la mine. Dar nu dispera. Pentru că în anul 2016 și ție-ți vine rândul. În ce condiții? Dacă faci bine. Dacă faci bine, și ție-ți vine rândul. O să vezi numai într-o zi că oamenii o iau invers. Și vin la tine și nu se mai duc la celălalt. Sigur, s-ar putea atunci să fie egoist, să te bucuri. Ce bine că vin la mine și nu se duc la ceilalți. Nu gândi așa. Doar că ți-a venit rândul, da. Sunt mai multe învățături din astea tradițional pământești, dar cu mare procent de adevăr în ele. Zice că roata se învârte și dacă e jos când se învârte roata, unde ajungi? Sus, nu? Deci nu dispera și ție îți vine rândul. S-ar putea că ai început anul cu dureri de șale, cu piatră la rinichi, cu nu mai ai poftă de mâncare. Ce știu cu ce ai mai început anul ăsta? Că noi așa când te vedem, te vedem frumos, ești cam împăiat. Știți cum se ia împăiați? Cu ochii frumoși, așa, așa, așa ni stau, de gândești că îți vine. Da, areți ca un împăiat, dar pe dinăuntru numai tu știi ce ai. Cum te doare stomacul, cum ai ulcer, cum te doare fierea, cum toate ești așa.
Știți, cu jinul ăla care fuge, n-are nicio treabă, e ca poprica, totul e în regulă. Dar fii liniștit, că în anul 2016 și ție îți vine rândul. În ce condiții? Dacă faci bine, bine vei fi primit. O să vezi că numai dintr-o dată ți se duce durerea de la fiere, o să vezi că dintr-o dată nu mai ai ulcer la stomac, o să vezi așa că ești burtalnic, așa dintr-o dată. Ia uite, bă, ce interesant. Nu? 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 Că, de exemplu, când faci ulcer la stomac, când furi și ți-e frică că te prinde. Dar dacă nu mai furi, nu ți-e mai frică că te prinde și îți trece ulcerul. Nu? Și dintr-o dată viața are altă culoare. Nu? 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 Da, deci, nu te speria, că nu ți are rândul și ție îți vine rândul, nu? S-ar putea că ai început anul 2016, ce știu eu, cu ce din astea așa sincope duhovnicești. Ai văzut că tu, care ești canonic, în fiecare dimineață ai altar, tu care ești canonic, în fiecare dimineață citești din Scriptură, tu care ești canonic și ții la anumite valori, tu care ești canonic și la fiecare slujbă ești la biserică și așa mai departe, dom'le, toată lumea aruncă cu roșii și cu ouă în tine și te face și într-un fel și te face și în altul și așa mai departe. Fii liniștit că 2016 și ție-ți vine rândul. În ce condiții? Dacă faci bine, bine vei fi primit. O să-ți vină și ție rândul, nu? O să-ți vină rândul că o să se privească oamenii la tine mai ca la un sfânt, mai ca la un om de calitate, mai ca la unul de prestigiu duhovnicesc, așa și mai departe. Zice Dumnezeu, întreabă retoric, nu e așa? Ba, așa e. Dacă faci bine, bine vei fi primit, nu? Nu-i încurajator să te gândești că și ție-ți vine rândul, nu? Nu? Poate ai început anul cu aceeași mașină, o ai de vreo 7, 8 ani, 12, 15, 20, când tușești, se deschid ușile, așa de rablagite, nu? Și te uiți cu jint la fratele Coma, la fratele nu știu care, coboară dintr-o mașină nu știu de care. Stai liniștit că în anul 2016 îți vine și ție rândul, nu? Nu? În ce condiții? A zice, stă mai încet și stă mai rar. În ce condiții? Dacă faci bine. Nu e așa. Dacă faci bine, bine vei fi primit. Nu? Nu? Fai, e în regulă. Îți vine și ție rândul. Și o să vezi cum se uită altul cu jin la tine. Ce? Altă, bă, ce i-a mers la asta în 2016, nu? 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 O altă zicală din asta, așa, din popor, zice că nu, dar din păcate n-am nicio monedă în poroneu, ci că banul e rotund. Când la mine, când la tine, când la mine, când la tine, nu? Deci, n-ar rost să disperi, că și ție îți vine, îți vine rândul. E așa de fascinant gândul acesta. Mie, mă încălzește în trupul meu așa când mă gândesc la chestia asta, și mi-o să-mi vină rândul. Și mi-o să-mi vină rândul. Probabil că același lucru simți și tu. Și mai ales auzi ce zice fratele Coman, că în 2016 îmi vine mie rândul. Nu, ce zici Justiniane? Nu? Nu, e tare de tot. O să zici să-i dea la Dumnezeu, la Iacob, să aibă o gură de aur. Nu. Ca să fie exact cum o zis, în 2016 să-mi vină și mie rândul. Da. Zice Sfânta Scriptură că mâna mea nu este prea scurtă ca să nu ajungă până la tine, urechea mea nu este prea tare ca să nu audă de unde strigi tu, nu? Și tu nu ești prea departe ca să nu vin până la tine să te primesc, să te iau în brață, să te sărut, să te ridic, nu? Nu așa zice Scriptura? Așa zice. Deci ce-ar vrea să ții minte pentru 2016? Că și ție-ți vine rândul. Zice aici, nu e așa, ba așa-i, dacă faci bine, bine vei fi primit. Dar textul continuă. Dacă faci rău și în condițiile astea îți vine rândul. Nu?
Hai să vedem cum ar fi și invers. Poate că ai început 2016 cu galoane pe umeri, cu grade, cu pompos, cu haine de promenadă, plin de sine, plin de nu știu ce, nu? Sau nu neapărat în sens păcătos, da? Așa, așa ai început anul, nu? 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 Da. În 2016 îți vine rândul. Și știi ce se întâmplă când îți vine rândul? Ți se iau jos. În ce condiții? Dacă faci rău. Tu crezi că nu e adevărat. Te înșeli. Și ție îți vine rândul. Am un coleg care a fost odată în comitetul conferinței. Și urcam scările cu Toma, că îl cunoașteți pe Toma. Și Toma e un om foarte ciudat. Și după alegeri, fratele ăsta nu l-a mai ales la conferință. Și era el așa cu capul mai în pământ, așa, da? Dar un om curat la inimă. Și Toma către el zice, n-o zice, acum cum-i? Și fratele ăsta se uită la Toma și zice, mă, Toma, zice, dacă știam cât e de rău când m-o da jos, n-acceptam să mă pun. Era așa de simpatic. Nu? I-a venit rândul, nu? I-a venit rândul, da? Ce știu? Poate că a început anul 2016, ai fost la medic cu analize, beton, colesterol, diabet, prostată, ce știu, ce alte din astea, glicemie, toate felurile, ți-o ieși toate strong. Și așa, pe fața ta e totul euforic. Și te mai uiți așa cu tristețe la ea, betești, mai faci câte o rugăciune, mai cu credință, mai fără credință. Na, să-ți faci tu canonul, da? Asta e liniștit. Că în 2016... Și ție-ți vine rândul. În ce condiții? Asta faci rău. Tu crezi că scapi? Nu. No. Și ție-ți vine rândul. Știi ce repede îți vine rândul? Nici nu-ți mai aduce aminte că ai fost vreodată sănătos. Nici nu-ți mai aduce aminte vreodată că ai fost sănătos. Și ție-ți vine rândul. Da. Nici nu poți să crezi, nici nu poți să crezi. Nici nu poți să crezi cum ți se ia pacea și liniștea într-o fracțiune de secundă. Am avut un prieten, adică am avut, l-am și acum, mă rog, s-a dus să-și facă analize și eu făcut analize și când s-a uitat pe analize, eu citim medicul de familie analize și zice, domnule, zice, ești bolnav de SIDA. Și asta când am auzit, nu m-a șocat. Era o analiză greșită, mă rog. Dar până două luni, trei luni, sau nu mai știu, până când au repetat analizele, a fost teroare. După aceea când au repetat, am zis, vezi, domnule, dracu, n-ai nimic. Dar până atunci a fost groaznic, da. Deci știi cât îți trebuie o clipă ca să-ți dispară toate chestiile astea, nu? Ce vreau să știi? Că în 2016 îți vine rândul. Poate că ai început anul acesta, ce știu eu, așa, la catalog, cu toate lucrurile. În familia ta toate sunt bune, nu-i ca în familia cealaltă. Soția ta nu-i ca soția lui X, bărbatul tău nu-i ca bărbatul lui Y, copiii tăi nu-s ca și copilul ălaltul, și părinții tăi nu-s ca părinților ălaltul. La tine totul este ceas. În 2016, na, văd că nu la partea altă ziceai, în 2016, îți vine rândul. În ce condiții? Nu-i așa? Dacă faci rău, îți vine rândul. Îți vine rândul. Niciunul nu scapă. Nu știu de ce am senzația că în prima parte a predicii
toți erați cu mine, așa, înviorați, erau așa. Și acum simt așa încet, încet că rămâneți. De ce rămâneți? V-ați propus ca în 2016 să faceți rău? Păi și atunci, stați liniștiți, că nu-i vorba de voi, e vorba de cei care vor face rău. Dacă v-ați propus să faceți rău, vă puteți schimba opțiunea. Și dacă vă schimbați opțiunea, îți vine rândul la bine. Dacă nu schimbi opțiunea, e problema ta. Dumnezeu nu are nicio legătură cu realitatea asta. Tu stabilești să-ți vină rândul la bine sau la rău. Dumnezeu nu are niciun fel de, de judecată ca să realizeze chestia asta. Nu! Tu ești cel care realizezi. Să-ți vină rândul la bine sau să-ți vină rândul la rău. Nu? Nu? Și zice aici, nu-i așa? Dacă faci bine, bine vei fi primit. Îți vine rândul la bine. Și nu vei fi lipsit, spune Sfânta Scriptură, nu vei fi lipsit de câte? De nici un bine. Absolut de niciunul. Dar nu e așa că ai vrea să faci rău și să nu-ți sară rândul de la bine? Nu e așa? Atunci te simți cel mai interesant. Să faci rău și să nu-ți sară rândul de la bine. Nu? Eram la școală și așa am fost eu, mă rog, așa. Și la fiecare sfârșit de an școlar se citea dirigintele sau învățătorul sau cine era, cu primul cel mai bun, citea vreo 3-4 și după aceea se oprea, pe el azi nu mai citea. Și citea locul întâi, Frâncean Rodica, fost colegă de-a mea de clasă. Locul întâi, doi pe locul întâi, Moldovan Carmen. Locul 2, Pușcaș, nu mai știu cum îl chema pe un coleg. Locul 3, Baciu Mircea. Și mai departe nu mai citea. Și așa pe mine mă strângea la burtă. Păi de ce tot îi citește și pe mine nu? Mie nu-mi venea niciodată rândul la bine. Pentru că făceam numai rău. Dar în sinea mea, făcând rău, îmi doream să nu-mi sară rândul la bine. Nu cumva, așa e și viața ta de credință cu Dumnezeu, faci rău, faci rău, faci rău și te trudești să nu-ți sară rândul la bine. De ce? De ce gândești așa? Și cine crezi că va ține cont de aceste gânduri ale tale? Spun eu. Nimeni. Dar aș vrea să vă mai spun ceva în seara aceasta. Sfânta Scriptură spune că stai, cum zicem, să vedem dacă ăsta este versetul care, la care mă gândesc. În Eclesiastul, capitolul 12, zice așa. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie că este bine, fie că este rău. Adică eu, când mă voi uita la tine, că ai fost tot timpul impecabil și ai pățit-o,
Sau tu când te vei uita la mine, că am fost tot timpul impecabil și am pățit-o, eu am să mă gândesc, băi, săracul de el. Și poate o să te gândești tu, băi, săracul de Coman. Dar stai un pic. Așa vedem noi. Dar nouă ne-a sărit rândul la bine, pentru că în ascuns am făcut cum? Rău. Eu nu știu când tu-mi faci rău, dar cu toate astea se notează. Nici tu nu știi când îți fac eu rău, dar cu toate astea se notează. Eu nu știu când tu îmi faci rău, deși în capul tău tu te gândești că îmi faci bine sau că faci o cauză bună cuiva, dar se notează. Și nici tu nu știi când eu pentru o cauză nobilă din capul meu fac ceva și îți fac ție rău, dar se notează. Și notările pe care le face Dumnezeu nu le face în raport cu judecățile mele de valoare și cu judecățile tale de valoare. Deci notările Dumnezeu nu le face pe ce crede Coman că este bine sau pe ce crede Florin că este bine sau pe ce crede Lenuța că este bine sau etc. Ci Dumnezeu face notările pe credințele lui cu privire la ce este bine și ce este rău. Și în anul 2016 la nici unul de aici nu ne va sări rândul. La nici unul. Dacă faci bine, îți va veni rândul și bine vei fi primit. Chiar dacă îți va veni în 31 ianuarie 2016 la ora 10 seara. Nu, Dumnezeu nu se grăbește și nu întârzie, îți va veni rândul. Și dacă ai făcut rău, nu-ți sare rândul. Chiar dacă se va întâmpla pe 31 ianuarie, nu la 10, ci la 11:59. Nu-ți sare rândul. La Dumnezeu nu este nici grabă, nici întârziere. Dragul meu, frate și soră, în 2016, aș vrea să te încredințez din partea lui Dumnezeu, să o știi că nu ți va sări rândul. Dacă faci bine, vei fi bine primit, indiferent cât de oropsit, bolnav și marginalizat ești. Dacă faci rău, nu ți va sări rândul. Indiferent cât de bine, cât de voios și cât de strălucitor pari, nu-ți sare rândul. În consecință, dacă ți-ai propus în 2016 să faci rău, camuflează bine geamurile și ușile. Că păcatul pândește la ușa ta. Și cu ajutorul lui Dumnezeu stăpânește situația aceasta și reîncarcă-te cu doruri de bine și vei fi bine primit. Dacă nu, răul va intra. Și după ce intră răul, știi ce se întâmplă? Știi? Cum? Nu. După ce intră rău, știi ce se întâmplă? Scrie acolo unde am citit. Știi ce se întâmplă după ce intră rău? Cum? Scrie acolo. Cum? Nu. Nu. Știi ce se întâmplă? Îl omori pe frate tău. Și după ce îl omori pe frate tău, știi ce se întâmplă? Dumnezeu te blastămă să nu mori, să trăiești. Da.
nimănui nu-i sare rândul în 2016. Nu uitați, Hristos a murit ca să începeți anul acesta cu dorința de bine, indiferent în ce situație vă aflați. Și El promite că niciunuia care face bine nu-i va sări rândul. Dumnezeu să-ți ajute să trăiești așa. Amin. Ne ridicăm și luăm aminte la o rugăciune. Îți mulțumim, Tatăl nostru, că ne iubești. Îți mulțumim că anticipat ne dăruiești încă un an de viață. Îți mulțumim că în fața mea și în fața credincioșilor pe care m-ai chemat să-i păstoresc, ai pus această făgăduință că nimănui nu-i sare rândul. Îți mulțumesc că crucea lui Hristos stă încă pe dealul Golgotei, amintindu-mi mie și celor de față că toți cei care fac bine în Hristos bine vor fi primiți. Doamne, te rog să faci ca acești credincioși pe care îi păstoresc în numele Tău să fie cei cărora în 2016 să nu le sară rândul de la binele pe care îl dăruiești. Te laud și îți mulțumesc că mi-ai ascultat rugăciunea. Să fii slăvit în Hristos, de acum, în veci de veci. Amin. Amin.